Inside Burj Al Arab. Ce de bani cheltuie aici în Dubai. Dacă nu aveți bani, nu veniți în Dubai. Surprins total prețurile la poze. Incredibil. Deci dacă vezi două persoane... Bună dimineața și bine m-ați găsit. Hai să mă și vedeți un pic, să mergem și un pic freza. Astăzi voi face turul hotelului Burj Al Arab, hotelul de 4 stele. A costat 60 de euro și începe la ora 10, e ora 9:30 acum. O să iau un Uber să merg direct acolo, că na, nu pot să merg cu autobuz. Că nu am timp să ajung, ca și fi mers cu autobuzul. Mă costă Uber-ul 35 de lei, deci nu e foarte mult. Problema e că acolo trebuie să porți pantaloni, nu, și trebuie să ai un cod vestimentar, din păcate, și mi-am luat pantaloni ăștia, dar în picioare am chestiile astea, adică e o combinație destul de nașpa. Dar după ce termin acolo o să-i dau jos și mi-au pantaloni scurți. Hai să chem Uber-ul și să mergem pe plaja Burj Al Arab. Băi, frate, holul ăsta mi-aduce aminte de un film Shining cu Jack Nicholson. Când mergea copilul ăla cu bicicleta pe holul ăla, așa, în hotelul ăla părăsit atunci. Ia uite. M-am comandat, vine o Tesla alb și mai are 350 de metri până vine să mă ia. Cum vă spuneam, am plătit 35 de lei, de fapt sunt 37 de lei. Hai să ies afară, să iau un contact direct cu temperatura de azi. Mamă, frate, ce cale, wow! Uite că a venit. Asta e Tesla mea. Hai să... Băi, eu nu știu să mă urc în Tesla, mă, frate. Ah, ba da, mă, uite că știu. Ah, hello! Gata, asta e. Trebuie să pun și centura aici. Ia uite ce mișto. Inside Burj Al Arab și o să fiu condus cu aceste buggies. Dar înainte va trebui să merg aici unde scrie Inside Burj Al Arab, să vedem despre ce e vorba. După care probabil că urmează să începem turul la ora 10. Ia uite, vere, ce frumos e aici. Uf, uf, uf. Ia uite, frate, e o alfa. Hai că am făcut check-in-ul, ca să-i spun așa, am și chestia asta. Vestea proastă pe care am primit-o e că nu pot merge la nicio piscină din Burj Al Arab, trebuie să stau acolo sau, dacă merg, trebuie să fac o rezervare și costă undeva la 1000 de lei. Mamă, ce de bani! 1000 de lei să plătești ca să stai la piscină, când plajă o am lângă, probabil că o să merg la plajă. Sau o să merg la altă piscină. Că marea e prea caldă, nu știu, o să văd. Și mi s-au făcut și niște poze. Uite, ăsta, așa. Și să le descarc. Să vedem cum am ieșit acolo. Hai, să vedem. Mi s-a spus că sunt anumite restricții în ceea ce privește filmarea și pozele. Și că nu pot să filmez chiar peste tot. Dar în mare parte o să văd ce e mai important. Și asta e cel mai bine. Mi s-a dat și un cod de reducere de 10% dacă vreau să cumpăr vreun suvenir sau ceva de genul ăsta. Suntem 4 persoane mari și late. Mă, cum să stau aici, să fiu singur. Ideea e că trebuie să pun centura, am înțeles. Uite, pune centura. Cam ciudat, nu? Te-ai pus, uite, și pune și pe aici. Să nu cad. Thank you for joining us on the Inside Burj Al Arab tour. We are looking forward. Partea mișto e că stăm la semafor, vedeți? Că uite, mai vine unul de aici.
Dar asta e gol. Uite ce îngust e aici. Are about to start crossing the coveted 340-meter long bridge leading to Burj Al Arab, where many wish to tread news of Medina Jumeirah and Jumeirah Beach Hotel. But please, refrain from crossing the road for your own safety. Aici avem și prima oprire pentru poze. Îmi place cum arată plaja de aici. Probabil că o să vin aici să fac plajă după ce termin. Da, ne face poze aici, da. Interesant. Să dă o limonadă când intre aici. Am uitat să vă arăt unde am intrat, de ce ne-a lăsat acolo baggies și am intrat aici. Trebuie să așteptăm. Aici pot să filmez, dar deja după ce trecem de ușa aceea nu o să mai am voie să filmez, decât pe la etajul 26. From this side of the building, you will see the Palm Jumeirah at the distance. When you go to the other side of the building, you will see like the World Island, the downtown with Burj Khalifa. Acabamos de ir una boda antes de venirnos donde todos querían presumir. Y le digo, ¿qué vienen? Ayer me vi una chava con una Hermes y no sé qué. No, man. Ayer estaban, yo cumplo años el 11. Ella nos dio un pastelito y a la mesa de un lado. Băi, acest hotel a fost construit între anii 1994 și 1999. A costat 1 miliard de euro și are aproximativ 60 de etaje și 202 suite. Fiecare are majordomul ei personal. Partea proastă e că acolo, la intrare, unde e și recepția, nu te lasă să filmezi dacă faci turul. Dacă vii ca turist să mergi la restaurant sau la piscină sau la astea, te lasă. E ciudat, nu? Da, să intri la piscină aici te costă 300 de riadi, vreo 350 de riadi, adică, iar la plajă te costă vreo 250 de riadi, adică vreo 300 de lei. Doar intrarea, atât. Hai să vedem cine mai arată băiatul ăsta pe aici. Asta e o suită care nu stă nimeni, este special pentru a vizita. Și deja e, mă, arată într-un mare fel, deja intră bine și deja arată bine. How long you would like to move around? Now it's all up to you. Of course, we don't have any time limit. We are just going to have a look upstairs first. When you finish on the top, then you will have a look down here. If you have extra drinks, like the gold cappuccino, soft beverage, you will get it in this lounge that you see. Da, hai că intru în... Uite, mă, David Coulthard și Luc Cepiela. Cu ăsta nu știu Luc Cepiela, nu am la Formula 1. Uite, David Guetta. Aici. Hotelul a fost construit pe insulă artificială, special făcută pentru el. Iar pe helipod l-am văzut pe aici. Uite, la plaja asta aș putea să rămân eu. Deci pe ăsta aici a jucat o partidă de tenis Federer cu Agassi. Yeah, I want to try it, yeah. Uite. Uite că... I go in here? Yes, you can just stand here and take off your friend. Hai că mă pun pe asta, opresc. I'm
experience. Ia să vedem. Dining experience. Ia uite-mă cum arată. Deci ăsta albastru și aici. Dar într-o cameră nu putea și noi să intrăm pe aici. Employees only, employees only. Sorry? You had breakfast? No? No, not I hungry. Don't. No, I don't drink. I don't eat in the morning. Oh, good. Because it makes you some. Băi, deci fiți atenți cum e meniul ăsta aici. Deci apeși aici pe meniu. Deci, hai să vedem. Uite, breakfast. Și ia uite cum îți apare aici meniul, vezi? Ia fiți atenți aici. Ia uite. Și de aici îți apare pe masă. Iată, vezi? Nu, mă, e super tare asta aici. Da, din păcate doar asta poți să vezi de aici. Hai să vedem ce e și aici. Fashion interior. Information construction design of Bush Ferreira. On the Twitter is our designer, Juancho. She is Chinese lady. This is architect. Tom, this is the architect? Architect from UK, London. Ăsta e Tom Wright. Uitați-l aici, Tom Wright. Arhitectul care a construit acest hotel. Iar cel care a făcut interiorul este din Hong Kong. I-am uitat numele ceva cu Chow. Dar... poate să-l văd pe aici, nu? Dar nu, că nu scrie. Koan Chow și e femeie, că e bărbat după cum arată. Da, e bărbat, Koan Chow. Stă în Hong Kong. Clădirea asta are aproximativ 320 de metri. Ia de aici ce vedere avem. Păi da, plaja de aici e goală, mă, nu vine să cred că e goală plaja de aici. Parcă sunt ziarist cu ăsta. O ședință de poze binevenită. Hai să vedem și partea asta de aici. Ce tablete au oamenii ăștia aici, ce jmechere sunt tabletele. Aici sunt pozele. Am mai făcut niște poze aici, studio, deci toate pozele, 22 de poze și un video, 700 de lei. Where I find my video? Yes, sir. I will give the QR code. Okay. And also you can claim the code and you can collect from your phone. Okay. Now is I find it my video? Yes, from this car. Okay. Okay. The car with this video, mamă, ce scump. Băi, ești nebun, 800 de lei. Câteva poze care poți să le faci și tu pe... E pe bogăție aici, avere. Am luat video care dansez și se învârtea aia așa și am dat 140 de lei. Mamă, frate, ce de bani cheltui aici în Dubai. Puh. Dacă n-aveți bani, nu veniți în Dubai. Camera de aici avem niște... What is that? And Arabic coffee. Arabic coffee was without sugar. No, I don't drink coffee. Arabic coffee on the fry? No, I don't drink coffee. Okay, no coffee. Thank you. No coffee. Coca-Cola is okay. Coffee, no. No, it's too morning for Coca-Cola. Uite-l pe marele șeic, Mohammed bin Rashid.
Ce asta? Excuse me. Who is this guy? Son of Prince. Yeah. Prince. Prince? Yeah. A lucky prince. If my father was like this, oh. Tasu și fisu, uite frate. Ce copil norocos e ăsta. Cum mă stemna și să fie atât de bogat. Sincer, până acum nu mi se pare cine știe ce. M-au surprins total prețurile la poze. Incredibil, deci dacă ești două persoane, dai 300 de euro, dar pe două video și 40 de poze. O cafea aici costă undeva cu o foință de aur sau ceva de genul, cu aur de 24 de carate, costă undeva la 100 de dolari. Acum o să vizităm, o să vedem și cum arată o cameră. Sincer, până acum nu e wow nimic. Chiar nu am ce să mă întreb atât de mult. Scările alea să zici că sunt cât de cât, dar în rest nu e ceva wow. Hai să vedem cum arată o cameră. Băi, gândiți-vă că aici lucrează, ca totul să fie în regulă aici, lucrează peste 1600 de persoane zilnic. Vreo 20 de persoane supun mai de aranjamentele florale, ca să vedeți la ce nivel. Dar și cu cameră, minim, de 1000 de euro pe noapte. Dar ea este ghida noastră, este din Ucraina. On the 25th floor, 27 floors in total. Yeah. After there is the helipad. Oh, it's Swarovski. All... Swarovski crystal. Oh, gift of Swarovski nice. Family. If you want to get the photos, I will get it. This is elevator or the room? No, it's a private, you see, royal suite. Royal suite? Original. Bă, îți vezi ce înseamnă să fii de la țară? Ready? Sesam. Open sesam, yeah. Please. And my name is Antonio Banderas. Oh, Antonio Banderas. Miroase a fum. How are you doing today? Sorry? How are you today? Good? Sleepy. Oh, really? Yeah. Yeah, in my country is 9 o'clock. Oh. I wake up to 6:30 in the morning. Oh, okay, sorry. I don't feel so okay. Once again, welcome to the Royal Suite. You can take a look at this golden mouth. Camera, tot ce vedeți aici de aur este din 24 de carate. Uite, mă, știi unde asta să pleci cu el acasă. Și asta e Royal Suite, ce mișto arată. N-ai voie să te așezi pe niciuna dintre ele. Și o cameră de asta costă 4.000. You said 4.000, yeah? 40,000. 40? 40,000? The TV is 24 karat gold plated TV. Uite și aici. Wow. TV is gold? Yes. Wow, televizor de aur. How much cost this TV, you know? Wow. The remote is the gold? No. Or is normal? Is normal? Băi, dar arată camera, arată bine, dar totuși 40.000 de euro, frate, ești nebun. Cum să dai atâția bani să... Dar asta e living-ul, probabil. Asta e living-ul. This is living, yeah? Yes, it's a living room. So when you finish here, you continue upstairs to the bedroom. Ok. Da, asta e living-ul și continuăm sus cu dormitorul. Urc sus acum, fiecare cameră are un ghid, ca să spun așa. Deci, bă, să vezi televizor de aur. Parcă am auzit o voce. Sorry. Am auzit o voce, da. Și nu știam eu că am auzit o voce. Fiecare are câte un rol aici. This is the queen side of the suite. Ia să vedem ce am aici. Queen's mattress. This is the Arab traditional sitting room. Da, asta e o cameră tradițională. Living, kind of living? Kind of like a living room. Kind of living, Arabian living. Arabian living. Da, asta e un living
arabesc, ceva de genul, dar arată bine, îmi place cum arată. Alright. So you have this light shade of pink. The color scheme was chosen by His Highness, the ruler of Dubai. Over here we have the queen's bedroom. Și aici e dormitorul. In the queen's bedroom you have silk fabric on the walls with golden threads. You have a French antique from the Napoleon designer from 200 years ago. Ați înțeles ceva că eu n-am înțeles. Stai dormitorul. Same color scheme, light orange. And this is a bathroom. Yes, that's the bathroom. Ia-mă cum arată o budă aici. In the bathroom you have Italian marble from Carrara. Yeah, can I jump? Yeah, we prepared it just for you actually. So you have 24 carat gold tiles. Mamă, uite voi. So if you want to shower in gold. Can I? Yeah, you can do it. No, here, maybe it's going down. Uite-mă, cum ar fi să-ți faci dușe aici cu astea de aur? Ia uite, frate. Ia uite, să stai aici să-ți faci dușe, frate. Foarte tare. 24, ia? Yes, 24 carat gold. Mamă, 24 de carat. This is solid gold. Times. And this is too gold? This is solid gold. Nu e... Și uite și scurgerea de aur, și aia de aur. This gold is all the rooms? All the suite? Din no, room? Only in the royal suite. Only in the royal? Ok, doar în camerele royal sunt... uite, da, e... risipă cam multă, dar e cumva wow. De pe aici tot așa. Italian marble. Marmură italiană. Collection of perfume and soap. Parfum. What kind of parfum? Hermes. 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 This is gold too. Yes, this is everything gold. Is gold. Everything is gold. Even the mirror is 24 karat gold. Yeah, totally the golden aici. Golden. Da, surprinzător. Queen suite și ăsta e king. Alright, so in the queen bedroom you have king bedroom. Color on the carpet, on the couch, also used and stitched around the edges of the wall. Yeah. You have silk fabric with golden threads, 24 carats. De tot de aur, de 24 de carate, nu știu, nu prea înțeleg engleza lor, nu știu you de ce. You have a TV hanging from the ceiling. Uite și televizor. Uite, și patul se învârte. Wow! Uite, mă, patul se învârte. Băi, rămân șocat totuși. 40.000 să dai pe noapte pentru ăsta. Puf. Tell me, some people to take a room like that, pay this money? Yes. Yeah? Yes, it was Lewis Hamilton. Lewis Hamilton? In 2019. How many nights? I'm not sure of how many nights, but he did stay here when there was the Grand Prix. Oh, ok. Lewis Hamilton a stat aici, a plătit 40.000. And this is the bathroom. Yes, this is the bathroom. Ia să vedem și Buddha, cum arată Buddha unui rege. Arată, wow, it's more nice than Queen. Than the Queen, yes. Yeah, more nice. Da, e mult mai mișto decât cea de Queen. This one has the Italian marble from Siena. From Siena? Marmură italienescă din Siena. It was reserved for Mr. Versace. They were building a palace in Italy, but then he passed away, so they have bought this marble, which is exclusive. It's the last of its kind. Da, a fost o marmură exclusivă asta. Și dușul la fel. Tot plin de aur. Plin de aur, vede. Și scurgerea, deci scurgerea aia, să dai atâția bani pe scurgerea aia, incredibil. Also, and here in... This is the closet, the wardrobe. Uite aici să spui,
hainele și... Yeah. And this is put money, yeah? Cash money. Yes, you put the money, let's say. Cash money. Da, nu prea se vede ce trebuie de aici. Da, te lasă fără cuvinte când auzi prețurile astea și din ce e făcut, din atât aur. Vezi și aici o cameră. Ah, this is a kitchen or something like that? The dining room. Dining room. Yes. It can accommodate up to 12 people. De 12 persoane. And of course you can use it for many events like New Year's Eve when the fireworks are coming from the Palm Jumeirah. You have... Yeah, the view is nice here. Many events to celebrate, then this would be the perfect place. You also have the four elements visible in this room. You have the sky, which is air. You have the ring around it, which is fire. Yeah. You have earth in the middle. And of course you have water outside. So four elements sunt patru are semne visible. Pe care le vezi. Patru semne vizibile. You have these cerul, stars. Florile, chestia asta care spune că e roșu, ceva de roșu a zis, și aici apa. You have these Chinese storage boxes that are from the Ming Dynasty, up to 400 years. Dinastia Ming in China. This is a gift from... So actually, it wasn't a gift, it was sourced. Ah, ok. A fost un cadou, a fost luat, pur și simplu. Ok, nice, nice this. And here you have the office or the library. Și aici e biroul. This can also be turned into a third bedroom. Ah, there. Yeah, this one here, they can turn it into a third bedroom upon request. And previously, Nelson Mandela and the ruler of Dubai, they had a meeting here. Yeah, with Nelson Mandela? With Nelson Mandela. Ah, a fost o întâlnire aici cu Nelson Mandela. Și ceva că a vrut să fie al treilea dormitor aici. Da. Asta e mai puțin spectaculoase, dar tot... It is gold here, yeah? All. Ah, ok. Înainte aici era bucătărie. But now it's been turned into the exit, but here you have ah, here is for exit. Yeah, now. This is the exit, but also this area was a kitchen for your private chef, because you would have okay. A private chef and a butler. Da, aici bucătarul și era privat și era bucătăria. It's pretty small this. Yeah, it's not as big as, you know... Yeah, e destul de mic locul, nu? It's part of the suite. Da, face parte din tot apartamentul. Ăsta a fost turul. Cel puțin, eu am ieșit. Da, uite că am ajuns la... Iau liftul și... Cobor. Ideea e că, nu știu dacă am explicat eu chiar atât de bine ceea ce s-a întâmplat aici, dar sper să vă placă ceea ce ați văzut. Și dacă n-ați văzut Burj Al Arab, măcar îl vedeți acum, prin mine. Hai că aștept liftul. Totuși nu o să rămân aici la piscină, pentru că nu e ce trebuie. Prea mulți bani și nu e lume. Hai că am intrat în lift. Ia uite. Câte lumini pe aici. Thank you, sir. Thanks for coming. Thank you. Bye-bye. Ia uite, lift tare, nu? How much is one? It's together 150 offer. 150? No, I don't know. It's nice, souvenir. No, I don't have place for that in my home. Digital, you want?
No, I take digital. Yeah, I have digital. Yeah, I take it. Yeah, I take it. No. I have upstairs. I take it. The picture. This picture. Yeah, yeah. Where is exit here? Okay. Okay. Hello. Exit here? Okay. Da, mamă, ce prețuri, m-au dărâmat prețurile de aici. Incredibil. Incredibile prețuri. Și... Ah, nu, uite aici, da, ok, în dreapta pe aici, da. Vizita asta te poate costa o mică avere. Dacă ești două persoane aici, ai pus-o. Cheltuie o grămadă de bani. Foarte mult. Excursia, 120 de euro, mă refer preț în doi. Poze, dacă e tot, 600 de euro și ce mai e pe aici, foarte scump, 1000 de euro pe toate duce. Ah, pe la câți bani s-au băgat aici, normal să scoată tot. Uite că acum ies și undeva frumos, ia să vedem aici. Mamă, ce cald e, poai, mi s-au aburit iar ochelarii. Iar nu mai văd nimic, iată. Ia să văd eu. Și mă ia iarăși boogie-boogie și gata. Ăsta-i turul. Pentru a satisface curiozitatea, merită acest tur. Să vezi cum arată o cameră aici. Dar nu e așa wow, să zic că e wow pe spate, doar aurul ăla într-adevăr e impresionant cât aur s-a folosit. Sincer, și dacă aș avea mana asta într-un ăsta, nu știu, nu mă atrage să stau. În fine, închid vlogul aici, ăsta a fost tot turul. Considerați voi dacă merită sau nu merită. O să... Ok. Vedem ce părere aveți și voi. Văd ce părere aveți și voi și o să închid vlogul aici. Nu înainte de a vă mulțumi tuturor celor care v-ați abonat, celor care vă uitați la vlogurile mele. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă nu v-a plăcut, dați două like-uri și dați share să enervați și pe alții. Până la următorul vlog, v-am pupat și aveți grijă despre voi. Hai, pa, pa! Mua.